Am venit la ambasada Federației Ruse din Reykjavik ca să protestăm fix pe 2 martie. Oamenii ne salută. Aha. Și suntem îmbrăcați adecvat în culorul, da, în culorile drapelului Ucrainei. Suntem Crifras Brec, mare reuniune de familie. Nu putea să nu fie cu protest, nu-i așa? Cu ocazia asta, când a început războiul, acum 30 de ani rus împotriva Moldovei, dacă mergem și la ambasadă, să-i amintim. De 30 de ani că n-au luat armata din Moldova. Exact, și-o fac pacificatorii și pe... Exact, dar ce abil, miratvorță. Să-i spună pacificator cel care te-a agresat, cel care a venit împotriva ta. Obrază cea belca, asta e sfidarea ideii de pacificare și de mediere. Dar unde e ambasada rusă? E una din astea. A, nu era aia. Nu, nu era aia, era din Groenlandia, ți-am zis. Și cum de n-au drapel nicăieri afișat să laude că terenul lor? Asta fumează cânipă. Miros a cânipă. A, uite, în geam este un drapel, dar îi pare drapel francez, tricolor. Sunt aceleași culori, dar nu-s de-a lungul. Sunt de-a latul. Și drapelul european, n-are cum să fie rusesc. Cred că sunt niște oameni acolo, mai tincă. Ne exprimăm care și cum putem. Consul Schiadel. Russian army, go home! De ce ăsta-i consulatul? Aici e consulatul și ambasada poate fi tot aici sau mai încolo. A, ia uite drapelul de peste drum. Un reproș. Russian army, go home! Rusca armă, iti domoi! Остановите войну в Украине! Да кум динау ничем драпел, бай? Russian army, go home! Stop the war! О, ау рункат ку... ку вовся роши и пстекладели. Шуйте, ну и ничем полицай со козаска. Au aruncat cu vopțea roșie peste clădiri ca să le arate că fac un război sângeros. Da, e corp diplomatic. Treizeci de ani în urmă a început război la Nistru. Tot așa, cu armată rusească, cu propagandă cică antinazistă, antiromânească. A fost un măcel care a luat sute de vieți omenești, o grămadă de oameni răniți, refugiați din țară sau intern deplasați. Și Rusia de atunci a recidivat. În Caucaz, ruscă armia, rămoi! În Caucaz și acum iată și în Ucraina au ajuns să bată cu frații slavi și pravoslavnici. Остановите войну в Украине! Стоп войне! Русский солдат, иди домой! Русская армия, иди домой! Go home from Moldova, from Russia, from Ukraine, from Russia, from Georgia. Și din Rusia ar trebui să plece, pentru că ce dezastru fac ei în țara respectivă. E divină armata că nu se împotrivește ordinilor ilegale. Băi, dar uite-o coborât drapelul. Acolo partea ce e aruncată vopsea roșie pe perete. Opa. Sânge. Pentru sângele vărsat. Ocupanții de noi! Ruste armea, go home!
cum să zic, de ăla e cam rușinat că, că fac război și au scos chiar drapelele de aici. Consulat fără drapel. Нет войны. Partea asta chiar e stropită cu sânge, clădirea ambasadei. Am ajuns la lacul cu lebede. Și rață și tot felul de păsări. Dar tot cu protest am venit. Tot cu lozinci. Ne comunicăm cu lebedele, poate ele ori înțelege. Ia uite ce perechi de rățuști. Salută lumea, le place mesajul? Nu cred că înțelege. Dar nu l-ai afișat cel în rusă. A, uite și gâște sunt. Nu numai lebede. Băi, gâscălan. Rățoi. Ce e acolo? Clădirea aia din sticlă e harpa. Știi cu harpa. Dar eu cu lelea ștem la dos, ca niște păpădii de culoare. Hai pe verde. Defilăm tot Reykjavik cu culozinca noastră, bilingvă. A, da? M-a recunoscut unul și m-a strigat din microbus. Domnul Brega, bună ziua! Mai asandu-i de vină că trotuarele aici sunt înghețate. Nu-i așa, Brega? Mai asandu-i de vină. Sau chiar toacă, da? Parcă vă lăudați că aveți trotuare încălzite. Unde vine încălzirea din trotuare? N-ai văzut lângă casă, Ioran? Că lângă casă se topește, da? Da, în centru orașului nu-i cam majoritatea. Este căldură sub trotuar. Înseamnă că aici e trotuarul vechi. Probabil, nu știu, dar oricum. E foarte lunicoasă gheața când plouă. Da, vă luați și pe voi în Islanda prin surprindere. Hai din teză. Aș ne stropească acuși. E dram. În schimb, pista biciclistică e încălzită și ia uitați-vă ce curate. Doar că încă n-am văzut niciun biciclist până acum. Sau vreo biciclistă. Vremea e cam neprielnică. Chiar dacă e două zile de primăvară. Și băi, mai bărfiți? M-am adus și că aici în golful, în leagănul Islandic, că aici ar fi debarcat vikingii când au întemeiat populația de europeni, de humanoizi. Și-a făcut un monument corăbiei vikingi care ar fi ajuns aici prima. Noi continuăm să protestăm. Defilăm cu lozinci și cu drapelul Ucrainei. Ce e cu corabia asta?
simbolul descoperirii insulei. Cei care au venit prima dată foloseau caravele din asta. Sau o cucerire. De ce o cucerire? Era o insulă părăsită, că n-a populată, nu era populată. Insulă vulcanică. Ah.